Salutare tuturor și bine am găsit la un nou episod. Înainte de toate vreau să vă urez o duminică cât mai plăcută. Astăzi nu o să facem un video foarte lung, o să fiu scurt și la subiect. O să vorbim despre tipul de ieri care vindea acel golf. M-a contactat, m-a amenințat că vine, că mă bate, că nu știu ce, că nu știu cum. Dar bine, asta o să vorbim când ajungem acasă. O să vă arăt mesajele pe care mi le-a lăsat pe OLX. Sub orice critică, frate, sub orice critică. M-a amenințat, m-a făcut ca la ușa cortului, că mă prinde, că mă bate, că nu știu ce, că nu știu cum. Și într-un final a dat-o ca femeile, l-a întors. Că de ce am publicat despre el, că de ce l-am făcut de râs și nu știu ce. Eu nu cred că l-am făcut de râs cu nimic, ca s-a făcut el de râs, pentru că este o pleavă a societății, încearcă să dea țepe la oameni. Mașina clar era o țeapă. În sfârșit este frumos și la mine. Sunt 7 grade afară. N-a mai fost așa cald de anul trecut. Da, e super mișto. Cu ocazia asta sper să avem timp să facem acel Renault, pentru că ieri am făcut 50.000 de subscriberi, frate. Am făcut suma minunată de 50.000 de abonați. Ceea ce înseamnă că trebuie să dăm mașina aia. Însă nu vreau să o dau stricată. Dacă voi vreți să vă dau stricată, nicio problemă, facem extragerea mâine. Aia e, vă dau mașina stricată. Sau dacă vreți, mai așteptăm să aflăm care este problema. Mâine o să sun din nou să vedem dacă s-a apucat de ea, dacă se poate apuca de ea. Și dacă a aflat vreo problemă, dacă a mai lucrat la ea. El lucrează de luni până vineri, sâmbătă și duminica nu lucrează. Numai în cazuri extreme, dacă este nevoie de ceva. Așa că mâine sunăm să vedem dacă ne spune ceva despre mașină și sper să nu fie probleme grave, cum mi-a spus el atunci, să nu mai investesc alți bani în ea, să poată omul să vină să o ia direct. Uite ce merge cu motorașul. Ce fain. Mi-e dor și mie de un motor, dar nu. Sunt foarte fericit pentru că am făcut acea sumă de 50.000 de abonați și habar n-am ce să mai zic. Ok, oameni buni. Merg să mă întâlnesc cu acest prieten, după aia merg acasă să vă arăt povestea acelui samsar, acelui șmecher care trebuie să vină să mă bată. Dar din câte am văzut eu, a cam dat-o la întors și nu cred că o să vină nimeni să mă bată. Și dacă vine, asta e, trebuie să mai iau și o bătaie, pentru că fiecare om își are nașul până la urma urmei, nu? Ok, hai că uite, eu imediat ajung, vă las. Bun, oameni buni, eu sunt super mega obosit. Hai să vă arăt repede ce mi-a zis acest om. Ieri s-a încheiat discuția noastră unde eu i-am zis tocmai de asta nu am fost nesimțit și ți-am oferit 200 de euro peste prețul tău. Dacă nu dai mașina până miercuri, când vii tu acasă, mă poți căuta și ți ofer 2900 euro. Baftă la vânzare! Pentru cei care mi-ați lăsat comentarii de genul ăla, de ce nu i-ai spus că te duci să cumperi mașina miercuri când vine el și nu te mai complicai sau chestii de genul ăsta, i-am spus chestia asta, după cum vedeți este trimis ieri la ora 11 și 18 și astăzi la ora 1 mi-a dat acest mesaj. Să mă, așa pe tine, bă, așa, acum îmi ești dator cu 500 de euro, să nu vin să te calc pe cap, bla bla bla, vedeți voi ce scrie aici, de Momârlan, nu e nimic, bla bla bla, ne întâlnim nouă. Noi. Am văzut unde stai și o să vin chiar azi să-mi bag la 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 în... Bine, aici trebuia o liniuță. Momârlanu, bla bla bla. Ce te bagi tu, mă? Dacă nu-ți convine, nu cumperi și gata. Nu mă pui pe internet. Aici vă dați voi seama ce am vrut să zic. Bă, vin azi în Petrila și te calc pe cap. După aia am mai dat încă un mesaj. Așa, și tu și măta. Dacă erai băiat fain, puteai să-mi spui, nu să-mi strici combinațiile. Și iar m-am jurat. Mamă, ce bătaie îți dau. Mamă, ce bătaie îmi dai. Și pe am văzut și eu mesajul. După aceea am primit mail, am intrat să văd despre ce e vorba și am răspuns: oh, mai spart tot, ce faci separule, mă ameninți? Hai la mine, hai în Petrila, unde vrei tu ne întâlnim. Să scot puțin țigăneala aia din cap. Când am zis țigăneală, nu mă refeream la țigan sau chestii de genul ăsta. Nu sunt rasist, pur și simplu așa s-a nimerit să-i spun cuvântul ăla, pentru că sunt persoane care fac chestii de genul ăsta și na, deci nu sunt rasist. Să-ți scoți țigăneala aia din cap. Sau bagă pe GPS strada Republicii 297 și zi la ce oră vii să ne întâlnim, să îmi legi puțin șireturile.
Unde te cresc sclavurile? Pe timpul lui Ceașca, amenințări din astea de 2 lei făceam și eu pe la 12-13 ani. Hai că m-ai făcut curios. Ți-am dat adresa mai sus. Zi o oră la cât să te aștept acolo. Vin și singur în caz că sunteți mai mulți. Îmi rupeți puțin oasele să vă bag puțin la pușcărie. Ca să se scape lumea de oameni țepar ca voi, mă aleg cu o bătaie. O fac în folosul comunității. Scap societatea de țepar ca voi. În caz contrar, să nu ți rup eu oasele. Dacă... Da, mama. A, l-a adus pe Toi? Toi, ce faci? Ai venit acasă? Hai la tata, ha! A, te-ai urcat direct în pat, nesimțitule. Bun, unde rămăsesem? A, în caz contrar, să nu-ți rup eu oasele. Dacă ești așa de smardoi, te aștept singur. Sau să o dăm ca bărbații, până picăm din picioare. Și cu siguranță o să-ți scot toate bla 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 din cap. Rasa voastră astăzi și mâine de țepari. Bun. După aia el zice: nu e nimic, mă, ciobane, că o să-ți o iei când îți e lumea mai dragă. Ține minte, eu te cunosc, tu nu mă cunoști și am să te ard urât rău de tot. Și când o să-ți sparg fața, o să-ți aduc aminte cine sunt. Stai tu liniștit că ne întâlnim noi. Mersi pentru adresă. Și eu i-am zis: păi îmi spargi fața? Păi hai, mă, să-mi spargi fața, ți-am dat adresa mai sus. Hai să ne vedem, vino cu 20 de oameni și hai să o dăm parte în parte. Să vedem care cui sparge fața. Ești un obosit, bă, și tocmai de asta nici nu mă stresez. Dacă erai bărbat, nu te... Vedeți voi ce scrie aici? Îmi dădeai direct interval. Dar ești o așa leșinată, repet, te aștept să îți rup puțin oasele. Sau să mi le rupeți voi, dacă vii cu gașca, să scape societatea de niște lepre și țepar ca tine. Bun, după aia el îmi zice: nu am nevoie de gașca. Deci, fiți atenți aici. Nu am nevoie de gașcă, țărane, că te bat cu o mână legată la spate. Deci cine mai zice, frate, în 2019 așa ceva? Bun. Deci, repet, nu am nevoie de gașcă, țărane, că te bat cu o mână legată la spate. O să-ți sparg fața, stai liniștit și atunci nu o să mai fii așa tare în gură. Vedeți voi ce scrie aici? Te omor, mă, te rup cu bătaia pentru ce ai făcut. Tu nu te gândești că mă cunoaște lumea. Nu puteai să vorbești cu mine înainte să mă postez pe internet. Bun. Trecem mai departe. Ce faci? O dai la întors acum? Dacă ești bărbat, hai să ne vedem să mă omori. Bă, prostul pământului. Tu nu îți dai seama că amenințările astea sunt destul de grave fără să mă atingi cu un deget? Mă omori? Habar nu ai ce ai spus. Da, este foarte grav să ameninți pe cineva cu moartea, mai ales. Să-l ameninți cu bătaia deja... Căzut ceva pe hol, dar nu știu. Să ameninți cu bătaia, hai că mai e cum mai e. Dar să ameninți pe cineva cu moartea deja e sub orice critică. Dar nu mă simt amenințat, n-am nevoie de autosesizări sau chestii de genul ăsta. Habar nu ai ce ai spus, mă. Dacă eu în următoarele zile o să pățesc ceva, tu îți dai seama că poți să faci pușcărie. Degeaba, poate. Da, dacă eu pățesc în următoarele zile ceva, de exemplu cineva să mă ia la bătaie sau să pățesc orice, orice. Asta e o dovadă pentru că mă simt amenințat și poliția... sau de frate. Și poliția ar trebui să se autosesizeze, dar repet, nu mă simt amenințat, nu am nevoie de autosesizări de la poliție. Hai să lăsăm amenințările deoparte și dacă vrei să te răzbun ca un bărbat, nu ca o păsărică, hai să ne întâlnim și să o dăm bărbătește, fără prieteni, fără gașcă și etc. Nu ca păsăricile pe internet. Și mi se rupe așa de tine. O să fac public tot ce mi-ai scris, acum să vadă și lumea ce... Citiți voi ce scrie acolo. Hai că-mi pierd timpul cu tine. Dacă ești bărbat, hai să ne întâlnim și rezolvăm totul rapid, fără stres, fără bătăi de cap. Ori mă pui tu la punct, ori te pun eu la punct. Așa, unul din noi trebuie să piardă. Dacă iau bătaie, iau. Asta e, nu sunt nici primul, nici ultimul. Te aștept, zi la ce oră vii. Șpam, zice el. Nu mă complic, boss, cu proști ca tine. Dar puteai să-mi spui mie. Deci... A, știi cum s-a schimbat? La 300 de grade, automat, de s-a schimbat maxim. Probabil și-a dat și el seama de amenințările pe care mi le-a adresat. Deci, nu mă complic, boss, cu proști ca tine, dar puteai să-mi spui mie, nu să mă faci de tot râsul pe internet. Am vecini care cunosc mașina și mi-au zis dacă eu sunt. Eu, dacă umblu cu combinații din astea, nu are rost să mai publici nimic, că oricum nu rezolvi nimic. Deci, frate... nu știu, ori e, pare un copil din ăla de 10 ani, frate, un hater din ăla care are 12 ani. S-a schimbat la 90 de grade, la 360 de grade. Până acum mă omura, mă bătea și după aia nu mă complic cu proști ca tine, boss. Deci vă dați seama, dacă a zis boss, vă dați seama ce fel de om e. I-am zis, gata, s-a muiat păsărica în tine. Păi ce faci, mă, nene?
mă faci să-mi fac aluzii degeaba, vai steaua ta și stai liniștit că fac public și conversația de azi. Combinația, doamne. Așa, l-a citit. Ce mă, acum 8 minute, ce aveți, mă? A, trebuie să dau refresh. Ce n-am gândit, ce n-a fost acum 8 minute, a fost acum 5-2 de minute. Și după aceea am mai dat un mesaj. Deci, ne vedem sau nu? Hai că nu am timp de pierdut aiurea. Și cam ăsta a fost ultimul mesaj, nici nu l-a văzut, nici nu l-a citit. Văd că nu mai are de gând să răspundă, dar ați văzut și voi din Smardoiul care era, s-a făcut cea mai păsărică fetiță, mai e valabil anunțul. A, anunțul e valabil, încă omul caută să dea țepe pe internet, din câte văd eu. A schimbat ceva? N-a schimbat nimic, e același anunț. Și da, frate, am mai multe comentarii în care lumea chiar zice că ăsta nu e Sportline. Și aia știam și eu în mare parte, nu eram sigur 100%, dar știam după volan, știam după interior și mai multe chestii. Că el în trei uși, aia nu înseamnă că e Sport. În fine, oameni buni, cam atât pentru ziua de astăzi, nu vreau să mai lungez, mă pun repede să editez video, să-l urc și ies un pic pe afară cu fetițele. Vă mulțumesc încă o dată pentru susținere, vă mulțumesc încă o dată pentru cei 50.000 de abonați. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike și până data viitoare, v-am pupat, bye bye!